Procurorilor arată că șoferul din Ministerul de Interne avea o viteză de impact a mașinii de 65 de km pe oră, așadar peste viteza maximă admisă în localitate. Judecătorul a considerat însă că vina este a bărbatului care a murit, iar conform legii, moștenitorii trebuie să plătească daunele. Cel care a fost păgubit este dreptățit să primească daune morale și daune materiale. Singurul lucru, având în vedere acest handicap pe care familia persoanei vinovate îl poate face, este să formuleze o contestație la executare în termen de 15 zile de când au primit comunicarea de executare silită. Cel puțin 9 persoane au fost păcălite de angajații unei clinici din București care se dădeau drept medici, îi consultau și le spuneau că au probleme de sănătate. Apoi le recomandau aparate medicale pentru a se trata, fără a avea în realitate nevoie de ele. Victimele erau bătrâni găsiți în piețe, parcuri, dar și în mediul online. Unii, deși nu aveau probleme de sănătate atât de grave, au primit recomandarea să folosească aparate minune care să le îmbunătățească respirația, de pildă. În plus, aparatele medicale erau vândute la suprapreț. Dacă un laser de corp costă între 500 și 1000 de lei, ei le vindeau chiar și cu 40.000 de lei. Polițiștii au descins la sediul clinicii din sectorul 6 al capitalei. 15 persoane au fost duse la audieri. Individul care a amenințat cu un cuțit ieri în capitală mai mulți oameni, inclusiv 3 polițiști care treceau prin zonă, a fost plasat sub control judiciar. În urma audierilor, anchetatorii au decis ca bărbatul să fie cercetat în stare de libertate. Cei care l-au prins sunt foști angajați ai trupelor speciale ale poliției. București, ora 9 dimineața. Un individ cu un cuțit în mână amenință toți trecătorii. În zonă sunt și 3 polițiști în civil care încearcă să-l convingă să arunce arma. Într-o fracțiune de secundă, când suspectul a lăsat cuțitul jos, cei 3 polițiști îl pun la pământ și îl încătușează. Incidentul a avut loc în centrul capitalei, într-una dintre cele mai circulate zone, chiar lângă Ministerul Afacerilor Interne. Cei 3 polițiști au aflat de la oamenii din zonă că individul îi amenință cu un cuțit. Am apropiat, având și armele la noi, armele de foc, am discutat cu acesta, am păstrat o distanță de siguranță, exact conform procedurii, am degajat stânga-dreapta, am discutat cu el, am încercat să îl calmăm, să aflăm ce se întâmplă acolo, i-am solicitat, bineînțeles, după ce ne-am și prezentat, ne-am declinat identitatea, i-am solicitat să arunce arma din mână, acesta, cum a aruncat arma din mână, a fost imobilizat. Ghinionul individului a fost că cei 3 polițiști au lucrat la trupele speciale, iar acum îi antrenează pe agenții din teren. Chiar acum noi suntem în desfășurare cu un curs de pregătire tactică cu toți polițiștii capitalei, mă refer la polițiștii din stradă. Mă bucur pe o parte că s-a întâmplat chestia asta pe o parte, da, specific, pentru că este chiar un exemplu. Chiar asta facem noi la cursul de tactică cu polițiștii din stradă. Suspectul a fost dus la audieri. El nu le-a explicat polițiștilor de ce amenința oamenii. Le-a spus doar că a găsit cuțitul pe jos. România se confruntă cu o criză acută de medici, mai ales în spitalele din orașele mici. În Mangalia, de exemplu, medic radiolog nu a fost niciodată, iar la spitalul din Megidia nu există în prezent niciun medic cardiolog. Asta în timp ce Spitalul Județean de Urgență Buzău are deficit de personal pe 3 secții. Grav este că și acolo unde sunt medici, mulți dintre ei urmează să iasă la pensie, iar găsirea unor înlocuitori este o misiune grea pentru managerii spitalelor. Cele mai afectate secții din cadrul Spitalului Județean Buzău sunt cele de cardiologie, medicină internă și oncologie. Pe 6 posturi am 1 sau 2 medici, după care urmează secția ATI, care întotdeauna căutăm medici pentru a acoperi tot necesarul. Mulți medici urmează să se pensioneze. Nu găsim cadre tinere pe diferite specialități. Probleme sunt și în Spitalul Municipal Megidia din județul Constanța. Medic cardiolog nu avem încă din 2021 iarna. Ce s-a întâmplat? A rămas însărcinată și a trebuit să, din motive medicale, să își ia concediu prenatal. Acum este în postnatal. Lipsa unui specialist îi obligă pe pacienții cu boli de inimă să se îndrepte spre alte spitale. Afectați sunt și cei care intră în operații și au nevoie de un aviz de la cardiolog. Sunt foarte multe probleme legate de riscurile anestezico-chirurgicale la bolnavi, care urmează a fi supuși unor intervenții chirurgicale. Destul de greu ne descurcăm.
Tot la spitalul din Megidia nu există nici medic-oncolog, o specialitate deficitară în tot județul Constanța. Pacienții consideră că Ministerul Sănătății ar trebui să atragă medicii tineri către spitalele din orașele mici. Există o informare legată de, în primul rând, de avantajele pe care le-ar avea acei medici tineri. Aici, la spitalul din Mangalia, situația este și mai îngrijorătoare. Singurul medic cardiolog și-a luat demisia de câteva luni, iar medic radiolog nu există de ani de zile. Dacă avem o problemă, trebuie să ajungem tocmai la Constanța. Și sunt nu numai Mangalia, sunt multe sate aici care aparținem de municipiul Mangalia. Până la 1 noiembrie, copiii din Mangalia care se îmbolnăveau după ora 14 erau direcționați către Constanța, tot din lipsă de personal. De săptămâna aceasta a fost detașat temporar un medic pediatru din Megidia. După pagubele provocate de secetă în agricultură, fermierii se plâng că porcii mistreți le distrug și ce-a mai rămas pe câmpuri. În nicio săptămână, un fermier din Maramureș a rămas fără jumătate din cultura de porumb și așa înjumătățită de secetă. Oamenii sunt disperați și cer autorităților măsuri concrete. Nu pus la pământ, o mâncat din el, doar se vede, se văd urmele, dacă asta e, după seceta care a fost, mai ne atacă și animalele sălbatice. Din cele 4 hectare de porumb cultivate anul acesta, Petre Bot a rămas doar cu jumătate din cauza secetei. De o săptămână încoace a venit rândul mistreților să dea târcoale culturii. Vin aproape în fiecare noapte și dau atacul. Dar în jur de vreun hectar e distrus de mistreți. Nici ai mâncat atât. Păi lălă, eu fă mai fome. Dar n-ai nici curajul să-l duci acasă, no, ăsta, acasă. Nu știi să-l tu dai la porci. Care cumva pestă și îl ducem acasă și îl dăm la... porcii noștri, îi îmbolnăvim și pe... Cu doar 2 săptămâni înainte de recoltare, porcii mistreți au început deja să apară aici, în lanul de porumb. Fermierii se tem că nu vor mai avea ce să recolteze. În 2 nopți ni l-am mâncat atât. Ne-am dus, am reclamat ăsta, dacă e îngrădit, dacă e luminat ăsta. Unde să luminez, doamnă, pământul, nici locul hotarului n-am. Muncim și când ne-l-a recoltat, vine mistrețul. Autoritățile recunosc că mistreții sunt mai mulți decât ar trebui. Densitatea trebuie să ajungă până la un mistreț la 2 km pătrați. Nu s-a atins acest deziderat, deci încă e mult de lucru până să reușim să ajungem la această densitate. Și pentru simplu motiv că legile vânătorii nu le permite să vâneze inclusiv femele. De ce nu se schimbă legea? Că nu vor parlamentarii. 80% dintre deputați și senatori sunt vânători și noi suportăm consecințele. În urmă cu 5 ani erau aproximativ 130.000 de mistreți, de 3 ori mai mulți decât efectivul optim. Bulgaria va ajuta cu arme Ucraina. Decizia a fost luată de Parlamentul de la Sofia. Ce arme vor fi trimise și când, vă spun imediat în jurnal. Promisiuni ușor de făcut, greu de îndeplinit de coaliția de guvernare. La finalul lunii septembrie, liderii PNL și PSD se lăudau că bugetul pentru noul an va fi gata într-un timp record. Astăzi încă nu reușesc să cadă de acord nici măcar pe subiectul creșterii pensiilor. Când ar fi trebuit executivul să prezinte planul pentru 2023, dar și ce șanse sunt să fie gata în noiembrie, ne explică Emma Stoica. Bun găsit tuturor! În urmă cu o lună și jumătate, atât liderii PSD cât și liderii PNL spunea că vom avea un buget până în luna octombrie trecut de guvern. Ne uităm ce spunea Nicolae Ciucă, de exemplu, la începutul unei ședințe de guvern, că va veni Ministerul Finanțelor până pe 20 octombrie cu schema pentru bugetul pentru 2023. Până pe 27 octombrie va fi deja aprobat de executiv și trimis în Parlament la începutul lunii noiembrie pentru a fi și acolo votat și trimis la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Însă dacă ne uităm acum ce s-a întâmplat, vedem neînțelegeri în privința ordonanței care ar trebui să reglementeze piața de energie, vedem neînțelegeri în privința creșterilor pentru pensiile din 2023 și un buget care încă nu este gata, pentru că la baza acestui buget pentru 2023 vor sta creșterile
din pensii, acele ajutoare pe care le-a promis executivul pentru cei care nu pot să își plătească electricitatea în 2023, în această iarnă, vedem prețuri crescute în această zonă. Ne așteptăm ca în următoarele săptămâni să reușească să finalizeze aceste discuții pentru a putea să vină și cu bugetul pentru 2023 și cel mai probabil la finalul acestei luni, chiar începutul lunii decembrie, o să vedem bugetul pentru 2023 aprobat și în Parlament, dar și de către președintele Klaus Iohannis. Încă o eroare într-o măsură anunțată de guvern. După problemele din ordonanța energiei și plafonarea prețului lemnului de foc, a venit acum rândul banilor pentru elevi. Copiii vor primi un singur tip de bursă, așa cum prevede legea, iar aceasta nu va fi cumulată cu bursa de tip banii de liceu. Asta prevedea un ordin de ministru emis de Sorin Câmpeanu la începutul anului școlar, calificat acum drept o eroare. Sunt informații obținute de edupedu.ro de la oficial din Ministerul Educației. A apărut în neclaritate cu privire la posibilitatea de a acumula bursa socială cu bursa profesională, respectiv bursa bani de liceu. Din păcate, în ordinul de ministru care stabilește criteriile s-a strecurat o eroare materială. Noi de la minister am transmis către ministerul, către monitorul oficial, o îndreptare de eroare materială ce ar urma să fie publicată în monitorul oficial. Există o ierarhie a actelor normative, pornind de la lege, hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență, și apoi ordine de ministru. Deci, practic, puterea actelor normative stabilește foarte clar ordinea de aplicare a acestora. Deci, dacă în ordine este o neconcordanță, atunci se aplică prevederea din actul normativ, conform hotărârii de guvern care reglementează acordarea burselor profesionale, respectiv burselor bani de liceu. Acestea nu se cumulează cu bursa socială. Până acum ar fi trebuit să fie plătite bursele aferente lunii septembrie. Beneficiarii bursei profesionale și bursei bani de liceu primesc aceste burse prin intermediul inspectoratelor școlare. Dacă au primit aceste burse la acest moment, și cred că s-a întâmplat acest lucru, nu vor beneficia de bursă socială. Deci nu s-a dat curs acestor cereri. Acolo unde elevii au beneficiat de bursă profesională și bani de liceu, nu s-a dat curs cererii de a primi și bursă socială. În cel mai scurt timp, aceste burse pentru luna septembrie să fie plătite și avem garanția că pentru luna octombrie practic se va respecta termenul de 15 noiembrie. S-a câștigat marele premiu la Loto 6 din 49 în valoare de peste 3,9 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Giurgiu și a costat 21,5 lei. Este al treilea câștig de categoria 1 obținut în acest an la 6 din 49, anunță Loteria Română. Ultima dată, marele premiu la extragerea Loto a fost câștigat în 2 iunie și a fost în valoare de 8,4 milioane de lei. Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica ca premiul. Primul weekend din noiembrie aduce vreme caldă pentru această perioadă. Vor fi 24 de grade în zonele de câmpie, dar în regiunile extracarpatice se va forma ceață. Greta Gavrilă ne spune mai multe. Bună dimineața, vremea se va răcori treptat. Astăzi temperaturile se vor situa între 12 și 23 de grade Celsius. Condiții de ceață vor fi în centrul, estul și sud-estul țării. Peste zi, vântul va avea intensificări în Banat, la munte, prin sud și sud-est. În weekend, valorile termice se vor menține peste cele specifice perioadei. În schimb, vremea va fi închisă și pe arii restrânse vor putea să apară ploi slabe sau burniță. La început de săptămână, cu greu se vor mai atinge 20 de grade Celsius, iar prin jumătatea vestică vor fi ploi izolate. În București, astăzi va fi mai cald decât în mod normal, se vor înregistra 21 de grade și vântul va sufla în general slab. Atât pentru moment, revin mai târziu cu mai multe informații. Bulgaria va da arme Ucrainei, a votat Parlamentul de la Sofia. Guvernul are acum la dispoziție o lună ca să facă un plan și să vadă ce arme pot fi trimise conform textului aprobat de legislativ. Ministrul Apărării, interimar în funcție, a bătut deja în retragere. A spus că Bulgaria nu poate dona sisteme de apărare antiaeriană sau migurile dorite de Kiev, deoarece au nevoie de toate pe care le dețin. Întâi vor fi înlocuite cu echipamentele cu unele noi, ca apoi cele vechi să fie trimise în Ucraina. Bulgaria este printre puținele țări europene care nu dă asistență militară direct ucrainenilor. În schimb, exporturile bulgărești de arme și muniție s-au dublat de la începutul războiului. Mulți clienți sunt din Uniunea Europeană, așa au ajuns echipamente din Bulgaria pe frontul ucrainean.
Volodymyr Zelensky exclude o întâlnire cu Vladimir Putin la summitul G20 de luna aceasta. Președintele ucrainean spune că nu va merge dacă liderul de la Kremlin va fi acolo, iar Putin nu s-a decis încă dacă merge sau nu. Între timp, în orașul Kherson, steagul rusesc a fost dat jos de pe clădirea administrației, iar punctele de control au fost lăsate fără soldați. Unul dintre oamenii Moscovei le-a cerut tuturor civililor să plece din oraș peste Dnipru. Kievul vede aceste mișcări drept provocări. Rușii ar încerca să dea impresia că au plecat, astfel ca ucrainenii care se apropie de Kherson să cadă într-o capcană. Comandanții ucraineni au observat că rușii aduc soldați noi în Kherson și se pregătesc de lupte de stradă. Steagul rusesc a fost dat jos de pe sediul administrației din Kherson. Se poate vedea într-o fotografie postată pe Telegram de un consilier local ucrainean din oraș. Oficialul a spus că motivul este clar, rușii mai au puțin până să abandoneze complet orașul Kherson. Același consilier local a publicat și un clip cu o bază militară rusă din localitate, unde au rămas numai câteva camioane. Unul dintre liderii administrației de ocupație a spus că toți soldații ruși aflați în dreapta Niprului se vor muta pe partea cealaltă a râului. În același timp, i-a îndemnat pe civilii din Kherson să plece și ei. Мы сейчас в данный момент находимся на улицах Херсона, как вы видите, людей достаточно в городе много. Я вас по-человечески просто прошу при всех тех моментах, которые будут происходить и сложных решениях, поберегите свои жизни. Ofensiva ucraineană din regiunea Kherson continuă. Nu știm exact cât au avansat soldații Kievului, deoarece armata păstrează tăcerea. On the issue of whether or not the Ukrainians can take the remaining territory on the west side of the Dnieper River in Kherson, I certainly believe that they have the capability to do that. Most importantly, the Ukrainians believe that they have the capability to do that. We've seen them engage in a very methodical but effective effort to take back their sovereign territory. Între timp, rușii și ucrainenii au făcut un nou schimb de prizonieri. Fiecare tabără a returnat 107 militari inamici pe care îi avea în captivitate. Printre ucrainenii care se întorc acasă sunt și luptători de la Azovstal. Soldații sunt în stare de sănătate precară. Mulți dintre ei au răni netratate care le-ar putea pune viața în pericol. Dar sunt bucuroși că sunt înapoi acasă. Slavă Ucraina! Luăm o scurtă pauză, dar revenim în câteva minute cu mai multe subiecte. Disconfort cauzat de consumul de antibiotice? Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta Eubiotic 20 de capsule costă doar 18 lei și 90 de bănuți. Prinde ofertele lunii la Farmacia Inimii Catena. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Găsește cele mai frumoase cadouri de Crăciun la JISC. Vezi catalogul pe jisc.ro. Două prosoape din jacquard la numai 44 de lei și 99 de bani. Două scaune confortabile la numai 449 de lei. Sau două părtele la numai 179 de lei. Și ține minte, oferim prețuri de nerefuzat. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Asta da record mondial. Da, dar mor de foame. Hai la treabă. Se taie ceapa curit. Așa cum dai de picioare la not. Apoi ne aruncăm în apă. Se pune capacul, dar se lasă să respire. Da, da, la două brațe! Campionii știu ce mănâncă. Cu Edenia și tu știi. Paduden Duo combină puterea ibuprofenului și a paracetamolului într-un singur comprimat. Combate rapid durerea intensă și are efect de lungă durată. Padurere. Paduden Duo. Unele momente cer un espresso intens, iar altele o cafea cu spumă de lapte fină. Philips Latte Go, cel mai rapid de curățat sistem pentru lapte. Philips Latte Go. Citos, e atât de bun, oare cum e făcut?
fix în stilul Cheetos. Aici măcinăm ingredientele alese cu grijă și le dăm cele mai cool și apetisante forme, fără conservanți adăugați. Și gata, copți la cuptor și crocanți. Încearcă Cheetos în stilul Cheetos. Ți-ai luat telefon? I-ai scos folia? Nu mai e nou. Ia-ți telefon de pe flip.ro. Ca nou, la un preț mic, cu avantaje la pachet. Nou e pe moment. Smart de permanent. Intră pe